Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Euro Truck Simulator 2. Suntem cu tirul nostru fain și nu știu dacă l-ați văzut. De fapt, nu cred că am postat episodul. Da, când am vrut să filmez Euro Truck Simulator 2, aparent filmam cu Fraps-ul și mi s-a închis, nu știu cum, mă întrebați. Mi-a dispărut pur și simplu filmarea, dar nu este o problemă. Trebuie să ajungem în Amsterdam și livrăm Digger 508 tone. Mă rog, și haide repede să ieșim din de aici, din zona asta. Și pentru cei care nu ați văzut, de fapt nu mai știu sincer dacă am postat un episod și am prezentat tirul, am făcut un împrumut la bancă, dar o să mai zic încă o dată povestea. Am făcut un împrumut la bancă de 50.000 de dolari, de euro, mă rog ce sunt ei, și mi-am agradat și o tirul, mi l-am colorat. Mi-am, oh, era în partea aia pe acolo, aparent. Așa. Mi-am pus, aparent de la un DLC, nu știu cum, am mingiuța aia de acolo pe mijloc care se mișcă de la Rocket League și cele două mașinuțe jos pe bord, care se mișcă când fac așa și așa și așa și pun și frână și accelerez și bla bla bla. Așa și culoarea, mă rog, mi-a plăcut mai mult contrastul ăsta de culori. Și na, plus gențile, am mai schimbat la ele mai multe, în fine. Și da, mi-am upgradat tirul și sta să vă arăt că aici am la unitate bancară, trebuie să dau 50.000 de euro înapoi. Și na, o să îi achit pe parcurs, o să îi plătesc în rate cum ar veni. Și dacă vă place seria și mai vreți episoade din Euro Truck Simulator 2, nu uitați să lăsați un like. Știu că este un joc aparent plictisitor, adică na, dacă e doar pentru relaxare, mai mult nu este pentru pentru YouTube sau pentru cine știe ce chestii. Dar eu sper să vă prindă și pe voi jocul și să nu vă plictisească chiar atât de tare. Am ești nebun, de ce nu mai merge? Ok. Gata. Ai mai greu cu schimbatul vitezelor, mă. Gata, m-am prins. În fine. Suntem în Marea Britanie, mi se pare, sau... Suntem undeva aici, în zona asta. În Marea Britanie, cred că e... Da, mă rog. Aici. Pentru că... Data trecută, când... am filmat și nu mi s-a filmat. Am plecat din Amsterdam și a trebuit să ajungem aici, așa cum o facem returul. Și sper să-mi filmeze de data asta, să nu mai facă probleme. Pentru că e destul de enervant, sincer. Adică să-mi facă probleme de fiecare dată. Și e destul de ok să conduci pe partea stângă. Adică m-am obișnuit într-un fel să conduc și mi-e mult mai ușor să fac unele manevre. Recunosc că la intersecție și asta mi-e mai greu să mă încadrez și astea. Dar... Și când intru în firme și asta, dar e ok, adică m-am obișnuit cât de cât. Sper să nu fac accident așa. Credeam că o să fac accident aici, dar n-am făcut. E destul de ok. Și hai tot să scoatem faza, dar nu, o lăsăm faza lungă, pentru că nu vine nimic din față și așa că putem să profităm de ocazia asta. Bun, și aparent o să mergem cu feribotul. Adică o să traversăm marea cu feribotul sau oceanul ce e acolo. Și o să ne ia și ăla bănuți, dar o să facem destul de mulți bănuți după ce livrăm asta. Adică 9217 și bănuiesc că nu o să fac avarii până ajung. Adică cel puțin sper să nu fac avarii. Aș văd că ne... A, nu. Ba da, ne mai bagă și prin oraș. Încă. Nu e o problemă. Facem curba așa frumos. E perfect. Mai bine dată n-am putut să fac niciodată curba. Și cred că ne duce pe acolo, pe la semnul întrebării, să descoper și aia, pentru că scopul meu pe profilul ăsta este să descoper cât mai multe resurse umane, cât mai multe fabrici din astea, adică dealer din ăștia de tiruri, ca să am de unde alege, frate. Dar ideea e următoarea, că la Euro Truck, aici, e bine că am prins verde.
adică toate dealerurile, de exemplu, de Scania, sunt la fel. Adică au aceleași produse, decât că culorile diferă. Și e cam ciudat, sincer. Dar, adică, mă așteptam să fie prețuri diferite, să, nu știu, adică înțelegeți ce vreau să zic. Nu, n-am descoperit până acum vreo, cred că am trecut pe roșu, da, am trecut pe roșu, îmi pare rău. N-a fost cu intenție, chiar n-am văzut semaforul, sincer. Ideea următoare, că nu m-am descoperit o, cum se numește, o diferență între astea. Să numesc, mă, între dealeri. De exemplu, la Scania, la toate astea descoperite de mine de Scania, nu am descoperit nicio diferență la tiruri. Și e destul de ciudat, pentru că, v-am zis, mă așteptam să fie prețuri diferite, să fie produse diferite și modele diferite. Dar nu e, sunt toate la fel. E cam ciudat, sincer. E cam ciudat. Ok. A, nu trebuie să mai facem stânga, pentru că e direct banda noastră de dus. Nu știu de ce am pus frână, nu mă întrebați. E instinctul, pur și simplu. Bun. Uite, o dubiță. Cred că aici trebuie să fac așa ceva. Pentru că să nu orbesc pe persoanele care vin. E o chestie acum, că nu știu care cum sunt benzile. Adică care e prima bandă, care e a doua bandă, care e a treia bandă. Ținând cont că banda de rezervă e pe partea stângă, adică aia de acolo, din stânga, care are linie continuă, de lângă parapeți. Eu cred că asta e linia, prima linie, adică pe care sunt eu e prima bandă. Și următoarea e a doua bandă și tot așa. Hai că nu vine nimic, uite, asta e a doua bandă, asta e a treia bandă. Dar noi o să ne ducem pe prima bandă pentru că suntem tir și pentru că trebuie ca tirul să meargă pe prima bandă și pe a doua bandă doar când depășește. Și a treia bandă e aia de viteză, frate. Aia te duci pe ea, glonț, glonț te duci. Bun, și văd că stă unul în spatele meu. Dar o să încerc să-l evit și să-l mă duc mai departe, să-mi continui eu drumul liniștit. Ok. Și îmi pare rău că, nu știu dacă mai stai asta la început, ideea următoare că îmi pare rău pentru că n-am postat decât un episod și ieri și astăzi și probabil și mâine o să postez ori un singur episod, ori chiar niciunul. Deoarece nu am timp, fraților, deci sunt efectiv ocupat, după cum ați aflat în episodul trecut, ieri a fost, de fapt, cum vedeți voi, episodul ieri, dar acum îl filmez eu mâine, că azi e joi când filmez eu episodul. Vineri este sau a fost ziua mea, cum vreți să o luați, și trebuie să fac câteva pregătiri, pentru că vin cu niște colegi la mine, mă rog, mai multe chestii din astea, și nu prea am timp să filmez, adică, na, înțelegeți și voi. Și de pe motivul ăsta, duminică nu știu sigur dacă o să pot să filmez un episod, dar vineri a apărut un episod și astăzi, sâmbătă, va apărea tot un singur episod. Îmi pare rău. Oricum, o să revenim de luni cu programul normal și o să mai am o problemă pe 20 sau 22, sincer, niciodată n-am reținut care e data fixă. 20 sau 22 august, pentru că o să plec într-o excursie și la fel o să filmez probabil doar câte un episod pe zi. Va fi atunci, dar mai e până atunci, o să vă anunț eu cu tot ce va fi. O să vă țin la curent, practic, și până atunci sper și o să găsesc pe cineva să mă promoveze, bineînțeles cu bani, pentru că în ziua de azi nu prea mai găsești promovare fără bani, rar mai găsești un YouTuber din ăsta, băi, uite, îți fac o promovare fără bani, ține-te de treabă, sau, mă rog, măcar o colaborare să găsesc și eu. Pare rău. Deja prea mult, deja îi mergi prea greu, înțelegi? Și eu, așa, trebuie să și semnalizăm. Sper să nu-mi dea, să nu-mi dea de asta, cum se numește, că merg pe banda cealaltă. O să-mi dea amendă, așa, când mai găseam cuvântul. Ok. Deja merge prea încet și mă enervează. Eu nu sunt învățat să merg încet deloc. Deloc. Ok, și mai avem 2533 de kilometri până să băgăm iară benzină. Bun, și va trebui și să dormim, dar asta o să le fac eu off camera, pentru că
în episod, doar ne plimbăm cu tirul și livrez marfă, dar abia mai fac și eu niște bănuți. E în regulă. Bun, și aproape... A, n-a respectat limita de viteză. Mă scuzi, mă scuzi, mă scuzi. Bun, și aproape am ajuns la... fuck. Am strâns un pic din funduleț. Sper că n-am băgat... ok, n-am avarii la remorcă, e tot în regulă. Sper să nu mai scadă timpani, pentru că și așa... am o grămadă de datorii. Bun. E regulă. Și aproape am ajuns la feribot. O să traversăm marea chestia asta. Ce mare e? Da, chiar ce mare e? Scrie cumva pe aici? Nu scrie, frate. De ce ar scrie? În fine, canalul ăsta al mânecii. Sau cum se numește el. Și sincer o să vreau odată să găsesc un traseu. Cu trenul. Să merg și cu trenul. Pentru că știu că acolo trebuie să te urci tu un vagon. Și e foarte tare. Adică, na, destul de interesant. E mult de manevrat și da, e un challenge. Bun. Am făcut bine și curba asta. Aproape bine m-a suit un pic pe bordură, nu-i problemă. Nu-i problemă. Bun, și aici facem dreapta așa. Nu vine ceva? Nu, nu vine nimica. Perfect. Cred că s-a închis ăsta. A, nu s-a închis, nu, e ok. Ok, urcați la bord. O, doamne, știu cum face asta. Pardon, n-am vrut să mișc chestia asta. Bun, fraților, așa am ajuns la noi pe tărâmul nostru. Nu, așa, stia să vedem. Mai avem 95 km până la destinație, serios? Atât de puțin? Ok, nu mă așteptam chiar atât de puțin să fie. De ce am semnalizat, nu știu. Nimeni nu știe. Nimeni nu mă poate înțelege. Și în sfârșit conducem pe partea dreaptă. Sincer, mi-era dor să conduc un pic pe partea dreaptă. Ok. Mamă, și ce frumos e afară, ești nebun. Lăsăm așa doar pozițiile pornite. Aici ce se face în stânga. Ce scrie acolo în față? Rotterdam. Interesant. Ok. Venea ceva de acolo, dar nu-i problemă. Iartă-mă, băi, că ți-am făcut să pui frâna și în fața mea. Mamă, mi-a amorțit spatele pe scaun, deci nici nu vă vine să credeți. Nici nu vă vine să credeți. Și am tăiat acolo partea aia, pentru că deja era foarte mult de mers și vreau să nu vă plictisiți. Na. Eu vreau ca abonații mei să se simtă foarte bine pe canal și să rămână pe canal și să-mi dea sugestii în legătură cu orice chestie. Și nu știu dacă v-am zis asta, dar dacă vă deranjează ceva, dacă vreți să fac o schimbare, dacă aveți nevoie, nu știu, cu orice chestie care o aveți, îmi puteți da un mesaj privat sau puteți să lăsați un comentariu la orice episod, în special la astea mai noi acum, pentru că la astea mai noi mă mai uit, adică mă mai uit la comentarii, la alea vechi, nu prea. Și nu cred eu că voi vă uitați la episoadele vechi. Ok. Uitați-vă și voi cum ne-am oprit de ăla. Mai vine ceva din față? Da, vine. Fucked up. Haide, bă, dă-i. Dă-i tir. Așa. Dă-i că te aștept, că tu ai prioritate, nu eu. Bine, mă, dacă voi mă lăsați pe mine, e ok, eu vă înțeleg pe voi. Vă înțeleg dărnicia. Vă mulțumesc. I love you. Vă dau șavarii, vă dau șavarii. Bun, perfect. Și îmi place în jocul ăsta că uneori, dacă vrei să depășești și e un... de asta, o altă mașină pe partea asta și dai flash-uri și claxoane și asta, ea accelerează și ori accelerează și bagă viteză mai mare, ori se trage pe partea dreaptă și te lasă să depășești. E destul de interesant, adică cred că s-au chinuit ceva să facă ideea asta de la joc, dar e destul de ok, adică mie unul chiar îmi place și sincer m-aș distra continuu, dacă n-aș avea remorca în spate m-aș distra în continuu cu astea. Cu claxon. Uite și un balon acolo în partea dreaptă, nu știu dacă îl puteți vedea acolo, mă rog.
mie să nu fac accident așa că nu o să mai mișc camera. Hai să depășim noi pe tractorul ăsta. Că merge și că stă. Și mai avem 57 de kilometri. Că și aici prindem viteză. Și pe urmă urcăm pe partea cealaltă și scade din viteză la 120. Exact cum am zis. Uite un avion acolo. Uite avion acolo. A, stai că aici este... Hei, oh, e nebun? A aterizat avionul în fața noastră. What the fuck? Cred că aici sunt camere în... Ați văzut cum a aterizat avionul? Interesant, cred că așa se va numi episodul. Un avion aterizează direct în fața noastră. Foarte interesant. Și cum era lăsat așa de burtă în jos. Dacă n-ați văzut avionul, dați înapoi și uitați-vă pe video că o să vedeți. Ok, și mai avem 20 de kilometri până la destinație. Ne apropiem de Amsterdam. La destinația propriu zisă Amsterdam. Noi facem rapid kilometri ăștia, mai depășim un pic niște MGP-uri din astea sau numai. Și într-un episod am zis că nu mai știu cum se numesc oamenii ăștia puși în joc de developeri. Deci chiar pur și simplu am un lapsus și nu mai știu. MCP-uri. Nu știu, chiar nu mai știu cum se numesc ea, dar nu este bai. Da, mă, n-a respectat limita de viteză și ce te oftici. Bun, hai și noi repede să dăm. Așa, pentru că l-am văzut că făcea dreapta și nu venea nimic și am zis că am timp, am timp, frate, să fac o întoarcere din aia. Uite, unul în oglinda aia, l-am văzut. Oh, aici trebuie să punem frână. Hai, ok, și e verde. Și facem stânga aici și nu cred că mai e mult până la destinație. Bă, 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 bă. Ok, avarii 3%. De ce nu? De ce nu? Deci, practic, iar trebuie să plătesc reparațiile și astea. Nu ai problemă. Cui pasă? Mie nu. Adică îi fac banii rapid. Ok, stai, stăm și la semafor la asta. Dă-i, 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 așa, bravo, mersi. A văzut ăsta că mi-e cu viteză ce-o visăulu, accelerăm ca să nu facem accident aici. Să nu producem un haos în intersecția aia de acolo. Blocam și intersecția. Mă duceam și cu tirul la service din cauza lui, auzi. Auzi ce-mi face. Bun, hai să dăm noi harta mai mare, să fim noi siguri unde... A, uite aici, trebuie să băgăm. O, de ce ai oprit motorul în timpul mersului? De ce ai face asta? De ce nu? Pentru că mă cheamă Adi. Ce faci, mă, tu vrei să depășești? Ești nebun. Oh, God, ce loc strâmt. Eu trebuie să bag fix acolo tirul. Dar o să-l băgăm pentru că noi suntem șoferi profesioniști chiar. Ok. Facem noi niște întoarceri din astea așa. Dăm moare lumea. Perfect, și să vedem acum noi cum. Ok, așa ceva. Trebuie să ne ducem cu tirul. Nu, mai mult. Fuck. Fucking hell. Fucking hell. Trebuie să mergem mai așa ciudat. E mult de ghidat cu tirul ăsta. Ok. Ok. Cred că a reușit să-l bag. Aproape l-am băgat, aproape l-am băgat, e ok. Suntem șoferi, frate, șoferi, nu orice fel de șofer. Bun, nu, 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 în partea cealaltă. Hai, dă-i cu spatele, perfect. Și uitați-vă și voi, apăs T și să pun automat, adică să las asta cu osile jos, să pun automat osile. De ce nu să las așa frumos să... Na, mă rog, uite, am făcut nivel 6, interesant. Așa, trebuie să mai punem la pune la distanță mare. Pentru că facem destul de distanțe mari și uite, avem 29.000 de bănuți. Și cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost King și noi o să ne revedem data viitoare. Uite, nu mă văd acolo, ești nebun. Pa, pa.